Birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului, în temeiul articolului 44 aliniatul 4 din regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori prin vot secret cu bile, asupra cererii de acordare a încrederii Guvernului, au constatat următoarele. Numărul total al deputaților și senatorilor 466, numărul deputaților și senatorilor prezenți 343, numărul total de voturi exprimate 272, număr de voturi anulate 0, numărul total de voturi valabile exprimate 272, din care voturi pentru acordarea încrederii Guvernului 88, voturi contra acordării încrederii Guvernului. 184, abțineri 0. Potrivit prevederilor articolului 103 alineatul 3 din Constituția României Republicată, Parlamentul acordă încrederea Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor, adică minim 234 de voturi pentru. Ca urmare a faptului că din totalul de 466 de deputați și senatori, 88 au votat pentru acordarea votului de încredere, se constată că nu este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție pentru ca Parlamentul României să acorde încrederea guvernului, programului și listei guvernului prezentate de domnul Dacian Julien Cioloș, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru și dezbătute în ședința comună de astăzi a celor două camere.